Bună seara, stimați telespectatori, bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară discutăm despre faptul că în vizită în Republica Moldova sunt câțiva oficiali ai APCE. Vizita dânșilor a fost discutată pe larg de întreaga societate. Fiecare dintre noi ne punem anumite așteptări în urma unor asemenea vizite. Despre rezultate, dar și despre așteptări, vom încerca să discutăm împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Și cu domnul Valentin Beniuc, rector IRIM, doctor habilitat, profesor universitar. Bună seara și bine ați venit! Domnule Lebedinski, iată, în perioada 21-24 iulie, anul curent, la Chișinău, sunt mai mulți oficiali ai APCE care vor avea mai multe întruniri cu diferiți demnitari din țara noastră, în care sau în urma cărora vor fi identificate mai multe probleme cu care se confruntă, dar ce este mai important, găseam că vor analiza modul în care este restructurată mai multe domenii vitale ale societății. Haideți să discutăm despre importanța vizitei și despre importanța acestui schimb de experiență și de poziții, pentru că până la urmă și acest lucru se va realiza. Vă rog. Noi practic zilnic avem careva emisari din străinătate care vor să aibă întâlniri și cu funcționari, dar și să ne aporte, să ne acorde un suport în dezvoltarea noastră. Și este un lucru foarte benefic. Trebuie să recunoaștem că în momentul când a fost aleasă nouă conducere a Parlamentului și respectiv guvernul, susținerea externă a fost extrem de necesară și pentru care lucru le mulțumim. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că miezul tuturor problemelor care sunt la noi în țară sunt anume în Republica Moldova. Și noi avem necesitate de experiență partenerilor străini, noi avem necesitate de susținere, dar atât timp când noi, pe teritoriul Republicii Moldova, nu vom face acțiuni eficiente în scopul dezvoltării situației economice și sociale, nu o să ne poată ajuta nimeni. Da. Domnule Beniuc, vreau să discutăm, iată, despre starea Republicii Moldova după data de 7-9 iunie, atunci când în Republica Moldova, până la urmă, s-au avut loc schimbarea puterii. Găseam și în presa europeană care titrau că în Republica Moldova avem o coaliție atipică. Haideți să vorbim dacă împărtășiți aceeași viziune și dacă, până la urmă, funcționalitatea instituțiilor statului după data de 7-9 iunie a intrat în făgașul ei firesc. După primele semnale, ar fi că situația intră într-un făgaș constructiv și nu unul conflictual. Ambele părți stăru să atenueze eventuale divergențe care pot, iată, asta e bine, care pot apărea. Da. Deci ambele părți sunt foarte aleși în cuvinte, în mesajele lor. Eu chiar de multe ori urmăresc special după chestiunea asta și lucrurile stau așa, destul de constructiv. Însă cei care vin și monitorizează de la Uniunea Europeană, pentru dânsi, într-adevăr, ar fi o chestiune destul de interesantă ce se petrece la noi și ce înseamnă asta coaliția sau, mă rog, corporativitatea asta ea fie și vremelnică, mă rog, dar ea este, în ceea ce privește adoptarea unor decizii, unor legi, în direcția constructivă și cum suntem noi până acum deprinși de oligarhizare sau dezoligarhizare. Termenul ăsta a fost socializat foarte puternic în opinia publică și noi îl folosim și până în prezent. Deci, ar fi interesant, dar monitorii vin de la Uniunea Europeană, de la Comitetul de Miniștri. În fiecare an, noi suntem sub monitorizare, probabil că cel mai mult, de vreo 18, dacă nu și mai bine, de ani. Da. Fiind o țară care am accesat
primii statutul de membru al Uniunii Europene, 95, în iulie, dacă nu mă așez, 95, adică în iulie precis, dar undeva 12-13 iulie, în 1995. Deci ar fi fost un pas foarte îndrăzneț. Eu citisem cândva un articol publicat de către Lucinski, unde el spunea că oamenii erau foarte emoționați, lăcrimau chiar de bucurie și de faptul că noi am accesat și încă primii din spațiul ăsta post-sovietic. Rusia a intrat, paremesc, în 96 ceva, cu ceva mai târziu. Și așa mai departe. Deci, noi, având statutul de membru al acestei organizații, ne-am asumat benevol, conform statutului. Statutul spune clar, una din primele articole, că țara aderă benevol și benevol își asumă obligațiunile de a fi bine în ceea ce privește democrația, non-corupția, drepturile omului, drepturile sociale și așa mai departe. De a fi bine și pozitiv în acest sens. Cu părere de rău, noi am făcut unele salturi și aici închei gândul, am făcut unele salturi, de exemplu, la sfârșitul anilor 90, pardon, da. De acum era bine, spune problema de a scoate Moldova de sub monitorizare. Da. Dar când s-a întâmplat în 99 conflictul ăsta, președintele țării atunci era Lucinski, de a-și asuma dreptul de președinte într-o țară prezidențială și așa mai departe, trebuiau de făcut toate schimbările astea, s-a întâmplat scandalul ăla politic, Consiliul Europei își schimbă atitudine față de Moldova și noi am primit atunci avertizări foarte serioase. Deci mai să fim scoși. A fost un regres pentru noi. A fost un regres. În 2012, domnul Marian Lupu a declarat că noi suntem foarte bine și pe cale europeană și așa mai departe. 2012 încă nu erau semnalele astea grele care au venit după 2014. Și atunci Uniunea Europeană, iarăși Uniunea Europeană, suntem deprinși, Consiliul Europei a fost foarte bucuros de chestiunea asta. Și ei erau gata iarăși să fim dați în regimul de post monitorizare. Sunt două regimuri. Monitorizare și post-monitorizare. Dar s-a întâmplat ce aici s-a întâmplat. Lucrurile s-au agravat la maxim. Și ei sunt prezenți acum, ca de altfel în fiecare an, pentru că ei trebuie să facă raportul în fața adunării parlamentare. Și cu ocazia asta i-au venit, dar totodată sunt interesat să vadă ce-i cu coaliția asta. Vreau să continui gândul dumneavoastră. Domnule Lebedinski, de concluziile pe care le trag acești demnitari care se află la Chișinău, depinde viitorul Republicii Moldova și vreau să deschid aici parantezele de rigoare. Vreau să vorbim poate despre finanțarea țării noastre, pentru că foarte mult s-a mizat și pe o susținere financiară externă. E just acest argument? Dacă e posibil, eu să încerc. Spuneți. Ce a spus și domnul Beniuc, ce s-a întâmplat pe data de 7, 8, 9 iulie la noi, eu consider că această perioadă va intra în cărțile, în manualele de politologie și probabil și de globalistică, pentru ca să vadă și alte persoane cum a avut loc această schimbare, da, și această nimeni nu aștepta că în Republica Moldova această schimbare va avea loc fără sânge. Adică majoritatea erau pregătiți și de fapt și noi eram pregătiți că va fi o poziție destul de serioasă, vom fi și persecutați, dar necădând la aceasta am fost nevoiți să mergem la aceasta și e bine că ne-a reușit pe teritoriul Republicii Moldova, în primul rând, să formăm această coaliție dintre partidele de stânga și partidele de dreapta, care omițând centru, partidele de centru, care așa se propuneau ei, și aceasta a demonstrat că există potențial în Republica Moldova pentru dezvoltare. Următorul pas care a fost anunțarea de către domnul președinte a moratoriului asupra problemelor ideologice și din partea noastră, dar și din partea blocului acum. Și sarcina de bază este să ne dezvoltăm. Și în acest context, vizita
bine, partenerilor noștri de la APCE, este benefică pentru că ei urmează să aibă întâlniri și cu partidele de guvernare. Da, lucrul ăsta l-am găsit și comunicat. Și cele de opoziție. Și evident că având întâlniri, probabil că doar vizita doar a lor, aceasta este doar o parte mică din toate acțiunile care sunt întreprinse de către APCE. Până în prezent, la noi au fost întâlniri și cu cetățenii și din toate domeniile posibile. Și este un măsor care se acumulează. Ca un gem. Da. Și la urmă, concluzia care va fi, eu cred că va fi una benefică. Pentru că, într-adevăr, starea este complicată, dar începem să scoatem toată neghina care este, să vedem unde sunt problemele bază. Noi trebuie să nu tăiem capetele imediat, uite, să dăm totul la gunoi, dar ceea ce este bun să le păstrăm și cele proiecte care sunt bune să le continuăm mai departe. Evident, fiind revăzute condițiile în care au fost încheiate, iar ceea ce este rău, de cele să ne dezbărățăm. Acolo unde există infracțiuni, înseamnă că organele de drepturi să-și facă menirea și să constate acest fapt. Unde există proiecte cu succes, pentru rezultate trebuie să o facem. Iar sarcina colegilor este evident că, văzând care sunt intențiile, care sunt acțiunile care sunt întreprinse acum în moment, probabil că ar putea fi deschise accesul la unele finanțe care să ne permită dezvoltarea. Dar iarăși nu trebuie să percepem că, venind acești bani, noi trebuie să îi cheltuim pe necesitățile noastre. Noi trebuie să le investim în infrastructură, trebuie să le investim în proiecte de viitor care ne vor genera alte venituri. Și mai mult, noi trebuie să vedem și care e situația cu colectarea impozitelor pe teritoriul Republicii Moldova. Aici trebuie să facem regulă. Există unii mega întreprinderi care nu achită impozitele sau nu îndeplin toate impozitele le achită. Trebuie să revenim, să vedem. Acolo unde există necesitate, trebuie să achite toți. Domnule Bedinschi, în informația oficială se zice că se va discuta și despre situația de după criza constituțională și politică din iunie 2019. Considerați că această etapă a fost depășită? A depășit criza politică și constituțională? Criza politică noi am depășit-o. Constituțională, da. Eu cred că da, odată cu demiterea Curții Constituționale în corpore, lucru care eu chiar îl apreciez pentru că le-a ajuns înțelepciune ambelor părți să o facă civilizat, să-și dea demisia persoanele respective. Ceea ce e legat de criza instituțională, aici o mai avem, pentru că există mulți funcționari care boicotează activitatea ministerilor, boicotează activitatea întreprinderilor. Noi avem și în teritoriu unii conducători care încearcă să boicoteze poziția guvernării. Și respectiv există acest moment, dar eu cred că în viitorul apropiat, în alegerile locale, se rezolvă întrebarea cu administrația publică locală, cei care sunt într-adevăr într-o astfel de, eu nu vreau să le spun mai dur, să spunem, o opoziție neloială. Da. Și atunci, domnule Beniu, chiar dacă nu putem delimita strict temporar această criză constituțională și politică, totuși cei mai mulți politologi au sesizat-o, au remarcat-o și au încercat să descifreze până la urmă care ar putea fi consecințele. Vreau să vorbim despre faptul că domnule Bedinschi zicea că această perioadă dificilă a fost depășită. Viziunea dumneavoastră în contextul în care în toamna acestui an ne așteaptă și alegeri locale. S-ar putea ca acest noi an sau acest gem despre care vorbea și domnul deputat să se adune? Deci, alegerile locale este o încercare pentru stabilitatea asta politică care s-a așternut așa, cât timp nu știe nimeni. Da. Pentru că, mă rog, lucrurile s-au liniștit din voința două părți. Dar nu are liniștea asta, stabilitatea asta politică, nu are un caracter sistemic și, hai să-i spunem așa, cu
piloni foarte robuști. În sensul ăsta și s-a trecut de criza politică și nu s-a trecut. Deci timpul urmează să probeze toată stabilitatea asta. Dar, uitați-vă, în 2017, un Consiliul Europei a atribuit Moldovei pentru un proiect care mai durează, nu știu, sau nu mai durează, dar au fost până una alta, cred că undeva vreo 7-8 milioane de euro deja valorificate în perioada 2017-2020 era proiectul pentru reformarea justiției, a procuraturii în mod special. Anticipați-o întrebarea mea, chiar vă rog să rămânim la albe acestor aspecte. Și în sensul ăsta, eu risc a spune că monitorii, ei întotdeauna, conform statutului, sunt foarte loiali. Echidistanți, ei sunt obligați să fie loiali, echidistanți, neutri, ei sunt zâmbitori, ei sunt foarte buni, dar ei sunt foarte obiectivi. Ei sunt foarte obiectivi. Și faptul că ei au atribuit bani împreună cu Uniunea Europeană, mă rog, Moldovei pentru a redresa situația în justiție și în procuratură și nu numai că nu s-a făcut nimic, dar lucrurile au precipitat într-o stare deplorabilă definitiv, ei sunt foarte decepționați. În sensul ăsta, ei, în perspectivă, ei vor fi mult mai duri. Eu mi-aduc aminte perioada după 2000, când au venit comuniștii la putere. Atunci ei erau foarte, foarte, în primul rând, precauți și totodată foarte direcți, duri și câteodată cinici chiar, unde se impunea a face, iată, făceți asta, asta, asta. Eu spun că, pare-mi că în perioada aceea, Consiliul Europei a fost cel mai activ în Republica Moldova din perspectiva transformărilor. Și comuniștii atunci, președintele Voronin nu prea îndrăznea să spună nu. Nu prea îndrăznea să spună nu. Și bani nu s-atribuiau chiar cine știe ce. Eu am fost din 2002 până în 2005 de 7 ori la Consiliul Europei. Noi am avut relații directe cu secretarul general, delegația Moldovei chiar. Da. Cu secretarul general. Și ei au contribuit foarte serios la multe chestiuni. Da, ați găsit o deschidere, o susținere? O deschidere directă, fără nicio copeică, printre altele. Ei ne-au asistat pe noi în experimentul ăsta cu istoria, cu educația istorică. Pentru că în secretariat este o structură specială care este preocupată cu educația, mă rog, tineretul. Da. Este tineret, sport, exact ceea ce reprezintă la noi Republica Moldova la nivel național, domnul Lebedinski. Da. Și ea ne-a ajutat în modul cel mai direct ca să organizăm aici un centru de istorie, cum am supranumit-o noi, integrată, mă rog, pentru că așa s-a socializat. S-a deschis un centru aici. A venit secretarul general la deschiderea acestui centru. Pe urmă ne-au ajutat foarte mult cu Consiliul Europei, cu școlile din Transnistria, pentru că atunci se tăiau lactele la școli, ușile și așa mai departe. Ei au avut o deschidere, nu doar o deschidere, dar erau foarte activi în Republica Moldova. Eu parcă monitorizez, vreau să zic, acțiunile Consiliului în Republica Moldova. Acum sunt prea pasivi în comparație cu perioada aceea. Dar presupun că vor fi mult mai duri după vizita asta care durează din 21 până 24 iulie. Domnule Lebedinski, noi nu ne-am făcut câteva teme pentru acasă. Este vorba despre justiție, este vorba de alte domenii care tot ni s-a arătat din deget sau ni s-a sugerat ca să utilizeze așa un limbaj mai diplomatic, însă noi fie că am ignorat, fie că conducerea diferitor instituții a avut diferite interese, cum vom fi noi catalogați? Ce e legat de justiție, noi pe merit, pe bune, trebuie să fim catalogați negativ, pentru că, într-adevăr, teamă de acasă nu ne-am făcut-o și nu o facem pentru ei, ci o facem pentru noi. Atâta timp cât noi nu o să avem o justiție veritabilă și o justiție în care cetățenii să aibă încredere, atâta timp noi nu o să avem nici investiții și noi nu o să avem absolut nimic. Da, e bine că au fost majorate salariile judecătorilor, dar în același timp trebuie să vedem eficacitatea care a fost.
Noi acum ne dorim foarte mult reforma procuraturii și ea este evident necesară. Și cred că odată cu reformarea procuraturii și probabil cu alegerea unui nou conducător a procuraturii, va interveni și această piramidă, un pic va fi modificată. Domnule Bedin, scrie nu și pot, nu, știu, nu pot da. Să, iar și eu vin din domeniul dreptului. Da. Eu nu pot să, pentru că știu care este starea experiența, reală. Nu pot să vin și spun că, uitați-vă, tăieți toate capitele, totul a fost rău. Toate aceste neplăceri care au fost aduse cetățenilor din partea procuraturii vin din partea unui grup mic, și aceasta, noi vorbim de câteva procente din angajații procuraturii, care și-au permis prea multe, dar doar din simplu considerent că conducerea țării la acel moment le permitea aceasta. Dacă noi ne debărăsăm anume de aceste persoane, atunci, în general, procuratura poate fi utilizată pe viitor ca un organ decent și noi, eu cred că timp de un an, maxim un doi, noi am putea să revenim la imaginea normală. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că, de fapt, cu procuratura au de furcă persoanele care încalcă legislația. Și niciodată ei n-au să aibă o plus valoare sau un rating foarte mare între cetățeni. La capitolul procuratură, ca să pornim pe buchea legii, asta nu însemna că pe la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie am putea avea un procuror general, ținând cont că trebuie să fie anunțat concurs, după aceea Parlamentul se va pronunța? Dați să vedem cum este... Ca să vorbim despre eficacitate. Da, este comisia de profil, da, în care eu nu fac parte și probabil că ar trebui mai mult să vă dea răspuns ei. Când vor avea loc concursul, care vor fi condițiile, care va fi regulamentul pentru admitere la concurs. Dar eu sper foarte mult că, într-adevăr, până la sfârșitul anului noi să avem un procuror general, nu interimar, dar să avem unul în toate împuternicirile și respectiv care să înceapă să demareze această curățare în sistem. Nu e atât de complicat. Este... Știți, în societate mult cetățeni încearcă să vină cu insistența că trebuie să fie o persoană din afara sistemului. Nu sunt de acord cu aceasta pentru că, în primul rând, trebuie să cunoști ce există în sistem ca tu să știi ce să faci curat. Că dacă ai intrat într-o actual, eu vă dau ca exemplu. E politizat sistemul? Evident, da. Și dumneavoastră doar vedeți cât de reticenți sunt ei la reacțiile, la solicitările care vin a cetățenilor, la petițiile care sunt adresate, încă se mai abțin de a-și face misiunea. Dar de ce am început anume cu procuratura? Pentru că procuratura este acel miez al discordii care conduce cu organul de urmărire penală și respectiv cum sunt stabilite indicațiile de către procuror, așa lucrează organul de urmărire penală, dar în același timp ei prezintă și în instanța de judecată atât învinuirea, cât și în caz de necesitate nu prezintă probele respective. Sau persoana poate fi achitată din cauza acțiunilor procurorului, sau el poate fi condamnată prin faptul că procurorul ascunde anumite probe. Și aici vrem să revenim la un procuror integru care să fie obiectiv. Asta e, da. Sarcina lui de bază este dacă persoana, el este ferm convins că persoana este vinovată, acumulează probele, dă posibilitate și părții apărării să prezinte probele sale și atunci vedem, dacă e vinovată, e vinovată. Nu, nimeni nu neagă. Dacă nu e vinovată, înseamnă că persoana nevinovată nu trebuie să fie pedepsită. Domnule Beniuc, vreau să revenim la ceea ce spuneați un pic mai devreme. Republica Moldova este monitorizată de o perioadă de timp destul de lungă. Lucrul ăsta i-a scăzut, nu știu, din credibilitate, din faptul că se tot vorbește despre implementarea statului de drept, a democrației. Cum este percepută prin prisma relațiilor internaționale? Un stat care doar declară. Da, ați spus singur că până în alta Republica Moldova este un stat care declară. Că noi suntem pe calea democratică, dezvoltării democratice, noi suntem pe calea cea dreaptă a integrării europene și mai departe. Astea sunt doar declarații. Și monitorii sunt foarte bine la curent cu ceea ce s-a făcut și ceea ce se face în Moldova. Ei sunt foarte nemulțumiți. Și dar sunteți optimist că această perioadă de monitorizare se va sfârși în viitorul apropiat? Nu deloc. Cu
părere de rău, eu nu sunt optimist. În primul rând, hai să o luăm din ambele părți. Spuneți. Pentru că sunteți realist și înțelegi că nu va avea loc. Nu știu cum sunt, dar eu sunt că deci lucrurile astea nu se vor petrece așa de repede, ca noi să depășim perioada asta. În afară de asta, experiența de 18 și mai mult timp, ani, la rând, noi suntem monitorizați. Și noi erau perioade când eram și iertați, eram și o istorie de succes, nu știu ce, și mai departe, parcă scăpam de lucruri. Da, sunt. Monitorizați sunt mai multe țări. Este monitorizată și Armenia, și Rusia și Ucraina, și Serbia, și Albania, și Cipru, și așa mai departe. Chiar și țări din Uniunea Europeană sunt monitorizate. Bulgaria este într-un regim de post-monitorizare, dar asta e aceeași monitorizare. Ei încă sunt cu ochii pe ei ca să ajungă la... Despre ce vorbește asta? Consiliul Europei și în genere Uniunea Europeană, pentru că, mă rog, se declară că Consiliul Europei este o structură independentă și mai departe, dar asta ar fi ca un fel de tindă, un fel de antreu al Uniunii Europene, unde oamenii se învață a avea valori și a împărtăși valori comune. În toate domeniile. În toate domeniile. Și cel juridic, și cel umanitar, și cel educațional, și așa mai departe. Deci noi trebuie... Și ei nu impun nimic. Consiliul Europei nu are împuternicirile ca să impună ceva. Ei doar fac recomandări. Iar noi recomandările astea le calificăm e ca un fel de putem să facem și putem să nu facem. De aceea ei ne vor monitoriza veșnic atât timp cât nu ne vor crede că noi suntem pe calea pe care o declarăm. A integrării europene, a drepturilor omului, a reformării justiției, a luptei împotriva corupției și mai departe. Ei nu sunt departe, nu sunt convinși de lucrul ăsta. Dar noi nu trebuie să facem, nu pentru ei. Noi pentru noi trebuie pentru să facem. Absolut. Tema e a și noastră. Atât timp cât instituțiile din Republica Moldova vor înțelege că lucrurile astea nu se fac și pentru cineva, chiar și pentru Consiliul Europei, de care noi suntem monitorizați, sau adunarea parlamentară. Noi facem pentru noi și noi trebuie să o facem cu bună conștiință. Noi trebuie să ne aplicăm singur asupra problemelor și să vedem unde este nodul. Pentru că, uitați-vă, noi vorbeam de justiție, li s-au ridicat judecătorilor lefurile și așa mai departe. Un exemplu clasic este toată viața și activitatea lui Lin Kuan Yew în calitatea lui de prim-ministru. El întâi a umblat la lege. Correct. S-a făcut eforturi enorme pentru a legea să fie univoc și citită univoc. Nu în diferite regiuni, diferit de către oameni diferiți să fie citită și așa mai departe. Sau printre rânduri. Sau subtextual a fi înțeleasă. Acolo, răzic, legea este citită și înțeleasă univoc. După care, s-au luat măsuri s-au luat măsuri pentru a ridica nivelul de remunerare al judecătorilor, care aveau o responsabilitate extraordinară. Și probabil că paralel cu asta, li s-a tăiat, la figurat fiind, mâinile, sau cum spune președintele țării, li s-a rupt mâinile la cei, chiar și fiind neamuri și mai departe, care încercau să corupă sau să ia mită. În sensul ăsta, ei singuri s-au adresat, fără nicio organizație internațională, absolut. S-au aplicat asupra propriilor probleme și numai după asta au început să vină investițiile. Țările mari și puternic dezvoltate economice au înțeles că aici se poate de investit pentru că este o disciplină socială. Legea lucrează ca ceasul, oamenii sunt foarte corecți în atitudine, birocrația este birocratică doar în sensul pozitiv al cuvântului, dar nu cea care lucrează pentru sine și așa mai departe. Domnule Beniuc, da, așezarea noastră geografică reprezintă un as, așa cum se invocă uneori, fiind în vecinătatea, de fapt, Uniunii Europene și așa mai departe? Absolut. Uitați-vă, eu am zis, probabil nu atât de explicit, dar încerc acum să lămuresc următoarele. Cei ce încearcă, de exemplu, în doi vectori a lucra, și în Occident, și în Rusia, în spațiul CSI, este foarte interesant. Foarte interesant. Dacă diplomația moldovenească va reuși să apropie, dar din punct de vedere instituțional. Nu, hai să-i spunem așa, se formează un centru de colaborare între Est și Vest.
între CSI, Rusia, și Uniunea Europeană, respectiv Germania și așa mai departe. Unde se pune problema conjugării în tehnologie, în producție economică, în vânzări a produselor produse aici, dar etalate pe piața Uniunii Europene și așa mai departe. Deci s-ar putea face lucrul ăsta și primele semnale au venit deja, chiar fiind constituită această coaliție. S-au conjugat eforturile a câtorva țări de mare importanță pe lumea asta, acum ar fi Rusia, de exemplu, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, ca Uniunea Europeană, ca protostat cu mare influență. Și ne-au astumpărat practic pe toți. Prin acțiuni pașnice, prin convingere și așa mai departe. Da. Domnule Bedenske, haideți să vorbim un pic despre cadrul legislativ. Noi am vorbit ceva mai devreme despre instituțiile statului, că nu funcționează, că unele sunt, sau în bună parte, sunt politizate. Dar legile la noi sunt funcționale? Carența este faptul că nu se respectă? Mulți încearcă să declare că noi avem legi bune, executarea e rea. E așa sau nu? Eu sunt un pic mai sceptic, da, și reiesc din simplu motiv. Avem prea multe legi care se bat cap în cap și dau temei atât juriștilor cât și judecătorilor să iau decizia arbitrară. Eu aș fi, în cazul dat, eu aș fi de acord mai mult cu ceea ce spune domnul Beniuc. Noi trebuie să avem o claritate în toate legile. Și asta o spun prin faptul că noi avem necesitate de codificare legislației. Noi avem necesitate să avem cât mai puține legi numeric, dar să avem legi pe domenii. Și știu că aici o parte din juriști o să încerce să mă combată că nu au dreptate, dar câți juriști, cred că părerile, cred că sunt 10 ori mai multe, noi trebuie la nivel politic să primim decizie. Că pentru a face reguli în anumit domeniu, noi trebuie să avem un spectru de legi. Și ele sunt atât de necesare pentru ca să vedem aceste domenii. Astăzi am avut întâlnire cu reprezentanții OSCE-ului și chiar m-au întrebat care sunt domeniile prioritare de dezvoltarea noastră. Și le-am spus, noi avem necesitate de dezvoltarea IT-tehnologiilor. Noi avem necesitate de dezvoltarea sistemului bancar, de sistemul de burse. Dar esențial ce nu ne ajunge nou la moment. Noi nu avem prelucrarea producției prime care este la noi în Moldova. Legume, fructele și așa mai departe. Și pentru ca să avem toate acestea, nu întrebește cele mai mari investiții care trebuie să fie făcute la moment. Acesta este educație, cercetare. Dacă noi nu facem în aceste două domenii o regulă și o claritate și să știm că studentul de astăzi, peste 3 ani de zile, va avea garantat există, de pildă, unul sau două funcții unde el ulterior trebuie să vină să-și facă că misiunea, atât timp noi nu o să putem face în țara noastră. Noi trebuie să garantăm acestor investori care vor veni că statul își asumă toată responsabilitatea pentru educația acestor specialiști în domeniile de care ei au necesitate, cu o singură condiție. Salariul care va primi acest absolvent, el să-i permite să trăiască în țară, la noi, la condiții bune de viață și aproximativ egale cu cele din Uniunea Europeană. Să nu fie tentat acest tânăr să plece după hotare. Da. Permisiunea dumneavoastră, o să readresez întrebarea care v-a fost acordată de reprezentanții OSCE domnului Beniuc. Domn Beniuc, domeniile prioritare pe care le considerați dumneavoastră la ora actuală, sunteți parte componentă de mulți ani și a sistemului educațional, cunoașteți, cred că, în amănunt ceea ce se întâmplă în interior. Haideți să vedem ce viziune împărtășiți. Uitați, s-a făcut o Academie de Științe, să începem de la știință, da, de exemplu, da? S-a făcut o Academie de Științe de mai mare frumusețe. Dar asta e forma, cu săli frumoase, cu clădiri, cu imobil, cu marea bogăție care a rămas de la Academia de Știință, cea din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. A rămas o zestre enormă acolo. Acum, uitați-vă, noi atunci se pregăteau savanți pentru talie unională atunci, da? Deci erau distribuiți și aici la Academia de Știință și erau mare
cinste ca să lucrez în calitatea ta de savant, cercetător, dar și pentru toată Uniunea Sovietică. Acum noi ne-am restrâns cam. Ne-am restrâns la nivelul național al teritoriului nostru, da, al statului moldovenesc. Și acum noi trebuie să ne uităm, evident că Academia de Știință, având potențialul ăsta, ea trebuie reformată, evident, pentru că nu mai pot fi atâtea imobile, nu mai pot fi atâtea birouri, nu mai pot fi atâția savanți și așa mai departe. Dar la o investiție serioasă, nu doar pentru lefurile astea care sunt derizorii a savanților, trebuie să ne gândim la ce bun ne trebuie știința. Deci, cum a spus domnul Lebedinski, sunt niște direcții. De exemplu, noi suntem o țară agricolă și asta e bine. Asta chiar e de laudă. Cum ar fi, de exemplu, Franța. Franța spune cu mare mândrie că noi suntem o țară agricolă, cu toate că este o țară al industriilor, marilor industrii și al economiei IT. Dar noi, fiind o țară agrară, nu ne trebuie știință în direcția asta foarte serioasă. Mai ales din specificitatea climaterică, din reieșit din faptul că pământurile astea sunt uscate. Noi avem foarte puțină apă, dar avem două râuri dintr-o parte și din alta. Noi suntem un fel de Mesopotamie care râurile astea ne poate asigura. Problema cum? Sistemul de irigare. Deci nouă ne trebuiește niște cercetări în conjugare, de exemplu, cu Universitatea Agrară și cu Academie de Știință, de făcut niște centri, de făcut un institut, de făcut nu știu ce, dar care lucrează în direcția asta. Nouă ne trebuiește pentru țara noastră, da? Care este în devenire ca stat. Nouă ne trebuiește cercetări socio-umaniste foarte serioase, conjugate cu Academia de Știință, cu universitățile și așa mai departe. Deci în ceea ce privește statul, dezvoltarea statului, perspectiva dezvoltării lui și așa mai departe. Sunt zeci și sute de direcții de cercetare. Noi avem problema Transnistriei, cum o numim noi și cum nu trebuie să o numim, are conflictul lui din regiune respectivă. Nimeni niciodată serios. La nivel de propagandă, la nivel de analitică, la nivel de nu știu ce declarații și emisiuni televizate s-a făcut. Cercetări nu s-a făcut. Și asta e o tragedie pentru statul ăsta. Și așa mai departe. Domnule Beniuc, prin prisma ceea ce remarcați dumneavoastră, chiar mi-am notat, spuneți-mi, vă rog, indicii migrației, spre exemplu, se află într-o interdependență cu starea politicului, în mod constant întreb lucrul ăsta și insistent, și nu cel economic, ci a politicului. Pentru că deseori noi, când mergem la urna de vot, ne punem mari speranțe că viitorul guvern, parlament, va încerca să ne reprezinte și făcând lucrul ăsta vom avea și noi un nivel de trai mai bun și nu vom fi nevoiți să plecăm. De aceea vreau să ne răspundeți. Migrația versus starea politicului e reală? Deci, dumneavoastră, și ați răspuns ca atare în întrebarea dumneavoastră la întrebare. Dar, de ce? Pentru că, uitați-vă, chiar în studioul ăsta eu am spus, guvernanții ne mințesc pe noi, ei fac promisiuni și nu numai că nu onorează promisiunile, dar ei s-apucă în mod foarte deschis a ne lipsi de bunuri, a fura, cu alte cuvinte, ca în codru. Deci oamenii rămân până una alta, oamenii au rămas, repetat, dezamăgiți și asta trezește un fel de disconfort psihologic social. Da. Din punct de vedere al sociologiei, psihologiei sociale, un disconfort foarte profund. Oamenii nu sunt încrezuți în ziua de mâine și oamenii pleacă, căutând ceva, o viață mai confortabilă, mai cu siguranță în ziua de mâine, mai cu siguranță în ceea ce privește perspectiva copiilor lor și așa mai departe. Oamenii trăiesc în nesiguranța asta și aceasta este cel mai grav. Dar pentru a avea siguranță, noi trebuie să dezvoltăm țara din punct de vedere economic și foarte serios. În prezent se vorbește prea mult despre politică, prea mult despre... Deci nu se vorbește despre dezvoltarea Moldovei din punct de vedere economic. Asta este principalul. Aici sunt locurile de muncă, aici sunt absolvenți care se angajați în locurile astea de muncă. Țara trebuie să devină un aspirator al celor care
trebuiește economie. Și aici absolvenții sau, cum s-ar spune, specialitățile astea care noi ne lumim, programele de studii, da, trebuie să fie ajustate care după necesitatea, după necesitatea economiei, inclusiv și în mod special. Da. Eu, doar dacă îmi dați voi, chiar nu mult timp în urmă, am avut o discuție în privința climatului investițional în Republica Moldova. Și vreau să vă spun că este bun, doar că în Republica Moldova urmează să-și facă un studiu și să vadă care domeniu sunt preferențiale, cele care vor aduce supravenituri. Noi nu avem petrol și nu putem să avem din aceasta, dar trebuie să vedem ce ne-ar aduce nou aceste venituri enorme, pentru că producția care o avem noi, în Republica Moldova, noi putem să creștem producție bio. Aceasta, prețurile ei, respectiv, sunt de câteva ori mai înalte decât producția obișnuită. Ceea ce pe piața mondială este necesară. Și dacă noi ajungem la o prelucrare și ne propunem, uite, există, e foarte simplu, se ia birja mondială, bursa mondială și se vede neajuns ce nu este pe piață, adică acel insuficiență. Anume, acel produs noi trebuie să-l creștem în Republica Moldova. Dar nu doar ca materie primă, dar și până la momentul final care dă plus valoare. Anume, aceste investiții să fie făcute în Republica Moldova, de pildă, eu dau exemplu, o fabrică de conserve, da? La noi în Republica Moldova. Facem calcul, cât sunt necesare în Moldova. 5, 7, 8, da? Înseamnă că statul finanțează 3 din ele și în leasing, leasing comercial, sunt transmise anumitor parteneri din domeniul afacerii. Și această persoană îl procură această fabrică pentru următorii 5-10 ani de zile și îl răscumpără. Activează economicul, adică persoana, privatul, statul supraveghează. Pentru că sunt banii statului și în momentul când el și-a răscumpărat fabrica, el devine proprietar. Cum noi cumpărăm automobile în leasing, fix așa se cumpere această fabrică. Și ea este și rentabilă, dar în același timp statul și-a onorat obligațiunile și garanție că acest bun nu va fi vândut, îi aparține statului, pentru că el este permanent în supravegherea acestui bun. Pentru agentul economic este convenabil pentru că el devine proprietar și are aceste contracte pe viitor. Noi putem să dezvoltăm absolut orice. Ceea ce s-a spus de domeniul IT este foarte corect. Și ar fi bine ca statul să genereze suplimentar, nu doar prin faptul că a fost format acest parc IT. Noi trebuie să atragem încoace clienții. Noi trebuie să-i convingem pe oameni că să vină anume aici la noi în Republica Moldova să înregistreze aici, în parcurile noastre IT. Pentru că astfel de proiecte cum le are Republica Moldova se dezvoltă și prin alte state. Dar odată ce noi o să reușim să implementăm măcar o parte din acele tehnologii care vor fi elaborate de către acești participanți la piața IT, să le implementăm în Republica Moldova, aceasta va genera ulterior venituri mai mari în țară. Și vreau să vă dau exemplu. Spre exemplu, da? Acum suntem în dezvoltare pieții automobilor electrice. Noi nu putem acum pe teritoriul Republicii Moldova să construim o fabrică de pildă de automobile cu ardere internă. Nu e logic, pentru că trendul a trecut. Înseamnă că noi acum trebuie să vedem unde este acel stat cointeresat sau acea companie cointeresată să vină să facă pe teritoriul Republicii Moldova o astfel de investiție, pentru că noi să avem acest salt și să cointeresăm, să le facem toate condițiile, pentru că ei se poate exporta aceste bunuri. Și chiar dacă să presupunem că Republica Moldova are un venit minim din aceasta, el oricum reprezintă venit, dar noi avem venitul cetățenilor noștri care sunt angajați în câmpul muncii, noi avem un impozit care rămâne, dar noi avem și imaginea Republicii Moldova, că noi promovăm anume valori de păstrare a mediului. Noi trebuie să facem un salt foarte mare, pentru că să ajungem ceilalți din urmă, nu să întrecem. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Stimați telespectatori, a fost emisiunea Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.